voi îl faceți în țara cunoștințelor. A fost un an greu, dar a fost și un an frumos, prin faptul că am ajuns cu toții sănătoși la acest final de an. Apropierea de finalul anului școlar se întâmplă tradițional între două anotimpuri frumoase. Unul care ne amintește de festivitatea Ultimul Sunet și altul care ne anunță bucuria către vacanța mare. Acest moment al bilanțului, dar și al altui început, este încărcat cu emoții profunde atât din partea elevilor, profesorilor, cât și a părinților. Dragi elevi, curând veți păși pe tărâmul vacanța mare. Savurați fiecare clipă. Puneți sens și rost în ceea ce veți face. Distrați-vă frumos și util. Acumulați cunoștințe, impresii, emoții pozitive. Aveți curaj în ceea ce veți face. Creativitate, gândire pozitivă. Să nu uitați niciodată anii de școală și permanent să vă fie ca un ghid în care să vă abunde în evenimente mult mai frumoase. Stimați profesori, cu truda dumneavoastră s-a mai format o nouă generație. Meritați respectul și admirația pentru tot ceea ce ați făcut, ceea ce ați realizat. Rămâneți călăuza frumosului, dreptății, adevărului, valori fără de care nu poate exista o societate. Vă mulțumesc pentru devotament și fidelitate profesiei, pentru tot ceea ce ați făcut ca sacrificiu în numele viitorului. Stimați părinți, vă suntem recunoscători pentru faptul că ne-ați sprijinit în demersurile noastre pentru îmbunătățirea calității educației și pentru protecția sănătății copiilor. Sunt onorată și răsplătită de încrederea și sprijinul dumneavoastră care ne l-ați acordat ca parteneri. Și sunt convinsă că și în continuare pot conta pe implicarea și sprijinul dumneavoastră. Tuturor o vacanță plăcută și succes în ceea ce vă propuneți. La fiecare sfârșit de an, tradițional, sărbătorim ultimul sunet. Dragi elevi, sunt convins că ați muncit cu dăruire. Ați devenit mai puternici pentru provocările următorului an. Vă urez o vacanță frumoasă, o vară liniștită, plăcută, să descoperiți tot ce e mai bun, ce e mai frumos și la toamnă să ne revedem dornici de noi cunoștințe. Dragi absolvenți, am mesaje și pentru elevi și pentru absolvenți. Dragi absolvenți, dumneavoastră succes la examenele de absolvire, succes la examenele de admitere, să pășiți la universități, la academii, să vă construiți viața demn pe principii fundamentale, cum este adevărul, binele și frumosul, că la final să vă puteți aplauda pe voi înșivă. Succese la examen! Alături de voi și de opotrivă, plin de speranță că tot ceea ce ați învățat pentru voi, pentru viitorul vostru, să vă ajute să vă desăvârșiți ca personalități. În acest context, Liceul Teoretic Nicolae Caso trăiește an de an emoția confruntării elitelor, olimpiadelor și concursurilor școlare, care au fost și vor rămâne o modalitate de stimulare a gândirii și creativității. Toți ați fost cei mai buni, chiar excepționali. Ne bucurăm de efortul dascălilor și a elevilor și în continuare vom încorona participarea la olimpiade și concursuri. Se decernează elevul Turcanu Cristian pentru performanțe obținute în cadrul olimpiadei 2022 la istorie. Se decernează elevul Acadenii Maxim pentru performanțe obținute în cadrul olimpiadei raionale la istorie. Se decernează Treilea David, locul 3, pentru performanțe obținute în cadrul olimpiadei raionale la știință.
determinează elevul Drăglea David pentru performanțe obținute în cadrul Olimpiadei Regionale la fizică, locul 2. Se determinează eleva Grati Ana pentru performanțe obținute în cadrul Olimpiadei Regionale la geografie, locul 1. Tataru Ionela pentru performanțe obținute în cadrul Olimpiadei Raionale la limba engleză, locul 1. Se determinează elevă Tataru Ionela în clasa 12 pentru performanțe deosebite înregistrate în cadrul Olimpiadei Republicane la limba engleză, locul 3. Aș vrea să adaug că diploma dată îi permite elevii să fie scutită de la examenul de bacalaureat în limba engleză. Este un succes foarte mare. Atunci să mulțumim profesorilor care au contribuit la formarea acestui elevi. Doamnei Violica Ignatuc, doamnei Angela Morțitu, domnul Nicolae Spânu, doamnei Rodica Securianu. Se determinează elevul Rotare Vladislav pentru performanțe obținute la disciplinile școlare. Se determinează eleva Strungaru Alina pentru performanțe obținute la disciplinile școlare. Se determinează eleva Greco Alina. Sarica Anatolia. Daniel. Ioana. Vestiva Madalina. Sofano Cristian. Dragoș, din clasa 9A, este cea mai înaltă medie la treapta din Nadeală, 9,69 schimb. Se determinează Tatăra Ionela, elevă din clasa 12, pentru cea mai înaltă medie la treapta Nadeală, 9,89. Bacalaureat cu succes, examene de absolvire pentru absolvenții claselor a 12 la anul viitor, la 1 septembrie, să ocupați băncile în universități, iar elevii claselor a 9 vă așteptăm la liceu cu ușile deschise. Limba noastră, o comoare, în viția 4-a.
Profesorul Ignatiu Bana Gorj Marcela. Sete cernează elevii Crăciun Olana, Liceul Ferenc Nicolae Castro, pentru participare activă la probă recital. Nicolae Badiza. Profesor Bana Gorj Marcela. Sete cernează elevii Liceului Ferenc Nicolae Castro și Cășcăreni pentru performanțele obținute în cadrul etapei raionale a turnamentului în domeniul drepturilor omului, ediția 2022. Profesor îndrumător, doamna Șoia Aurelia, locul 2 și 500 de lei premiu bănesc. Diploma se decernează Bolvan Raluca, Liceul Tărâm Nicolae Căsăi Tișcărin pentru performanțe obținute în cadrul Olimpiadei Raionale la Educație Fizică. Locul 3, profesor Raluca Aurelia. Acest diplom pentru Dragoș Dragoș, locul 2. Educația fizică, Panaguța Aurelia. Se decernează pentru performanțele marcate obținute la treapta primară, anul de studii 2021-2022, și un premiu bănesc simbolic pentru catedra de claselor primare, doamna șefa catedrei, vă rog, vă apropiați. Da, ieri am făcut cadou pentru ei în special, dar diploma am lăsat-o cu azi. Diploma de gradul 1, categorie Ecofocus, categoria tânărul Ecofroger, Mihaela Pețivu, clasa 12, a Liceul Teoric Nicolae Castro, Mișcărei, pentru participare la concursul Scoala Mea Verde. Profesor, în următor, Domnul Nicolae și doamna Crăciun Viorica. Aș vrea să adaug referitor la acesta că a fost un proiect în care Mihaela ne-a reprezentat ca comunicatorul proiectului și din 12 școli participante, noi ne-am ales cu locul întâi și premiul mare datorită Mihaelei. Succes! Astăzi, pentru că o mare parte au fost date ieri elevilor la careul ordinar. Sunteți frumoși, așa cum am zis ceva mai devreme. Ne bucurăm că sunteți sănătoși. Noi vă dorim o alegere corectă. Știm că avem potențial foarte bun. Acum mă adresez în special elevilor mei, clasa 9B. Noi, profesorii, am dat cât am putut. Voi ați luat atât cât ați dorit. Eu vă doresc succes să aveți în viață. Atunci când ne vom întâlni, să ne auzim doar de bine. Eu sper că noi împreună vom susține cu brio examenul de capacitate, după care o parte din voi îi așteptăm aici la liceu. Clasa 9A este o clasă frumoasă, o clasă deosebită. Noi ne mândrim cu voi și avem toată nădejdea că la anul viitor ne întâlnim pe băncile liceului nostru cu un mesaj de felicitare din numele absolvenților claselor a noua. Vine în continuare eleva clasei a noua A, Bețivu Madalina. Noi și ai emoțiilor. Astăzi, pentru absolvenți, clopoțelul sună în mod mai deosebit. Ne-am întâlnit aici în emoții pozitive, lacrimi, mândrie, petrecând copii maturi pe drumul ales de fiecare. Stimați profesori, dragii noștri profesori, ne adresăm dumneavoastră cu un omagiu de mulțumire pentru dăruirea și profesionalismul care am avut marele noroc să-l cunoaștem la ore. Cu truda dumneavoastră s-a mai format o generație care astăzi încheie primul act al teatrului său numit Viață.
Un simplu mulțumesc nu este destul pentru toată munca depusă. Cea mai înaltă apreciere ar fi respectul pe care îl vom purta peste ani. Să ne fiți sănătoși, dragi și scumpii noștri profesori, dragi părinți. Vă suntem enorm de recunoscători pentru sprijinul acordat pe parcursul întregii aventuri. Sunteți prima școală pe care a făcut-o pe genunchii voștri. Sunteți legătura între pedagog și copil. Ați creat o punte trainică și frumoasă. Vă mulțumesc, vă mulțumim și vom conta pe sprijinul dumneavoastră pe viitor. Nu știm să alegem cuvintele ca să vi le adresăm. Astăzi este ultimul sunet. Este ultimul sunet pentru noi toți și ne anunță că curând de cea mare. Pentru voi este un sunet, va fi un sunet de copățel deosebit. El este mai mult de atât. El este emoție, el este o treaptă, o trecere de la adolescență la maturitate. De azi încolo, voi veți fi față în față cu voi. Alegerea întotdeauna va aparține vouă. Și de faptul, cât de bine sunteți înarmați cu cele necesare, așa vă veți descurca în viață. Dar din câte vă știm noi, sunteți cei mai buni, sunteți cei mai deștepți, sunteți cei mai curajoși. Și acum vă oferim vouă cuvânt. Mulțumesc, profesori, părinți, bunici și colegi. Astăzi suntem absolvenți. De aceea, emoțiile sunt mai mari decât la 1 septembrie 2010. Ne aflăm aici ca să spunem liceului un mare mulțumesc pentru ocazia de a petrece 12 ani de școală în incinta liceului teoretic Nicolae Căsoc. Noi suntem profund recunoscători pentru șansa pe care am avut-o de a păși primii pași în lumea științei din băncile acestei școli. Și neobosiți profesori, ne închinăm în fața dumneavoastră, pentru că pe parcursul anilor ne-ați alcătuit valori umane și naționale în spiritele noastre încă inconștiente de cruzimea realității a vieții. Fie ca toată dorirea dumneavoastră să vi se răsplătească în timp cu personalități marcante în neamului nostru, înrădăcinate masiv cu numele regesc pe care îl purtați. Dorim să vă aducem în dar sincerul nostru mulțumesc, căci profesiunea de profesor este una dintre cele mai complicate, dintre cele mai complexe și cele mai înfloritoare. Trebuie să predai chiar dacă ți-e greu, chiar dacă ți-e rău, chiar dacă elevii sunt mai gălăgioși, mai liniștiți, mai pasivi, mai activi, și să o faci cu aceeași dedicație și dăruire de a preda. Suntem recunoscători pentru clipele în care, în timpul orelor, de personalitățile noastre se lipea o nouă fațetă identitară, care, prin lumina cunoștințelor dumneavoastră, prin vocile dumneavoastră, a putut fi materializată spre treptele maturității noastre. Vă mulțumim! Ne iubiți și ne-ați iubit 3 ani de zile, iar pentru alții 12. Păstrând totuși, în taină, puțin loc și pentru noi. Pe ieri, că ați întâlnit în plăpândere liniștențe, amor, perseverență, umor, răbdare, istorie și prietenii. Da, prietenii, pentru că încă din treapta liceală ne-a unit prietenia. Mi-ați învățat cât de important este să te comporți cu un om al maturității, cu aceeași scânteie de naturalețe, inocență și puritate a unui copil. Și totuși, unde este dragoste fără liceală? Este inevitabil. Iar noi, clasa 12-a, nu vom înceta niciodată de a prețui acțiunea de a te certa. Vă mulțumim și suntem primiți. Vrem să mulțumim doamnei Georgie Valentina, doamnei Socan Rodica și doamnei Martin Tamara, fiindcă au fost primele profesoare care ne-au sădit sămânța cunoștinței și pentru faptul că ne-ați primit la școală la o vârstă fragedă și cu multă răbdare și străduință ne-ați format primele aptitudini educaționale. Posibil ne țineți minte picii din clasa 1, însă astăzi vedeți în fața dumneavoastră elevi mari, pregătiți la noi încercări și gata de a zbura în lumea mare.
Îndeosebi un mare mulțumesc diriginților pe care am avut pe parcursul anilor, doamnei Ciuchina Nadejda și doamnei Șușu Eugenie. Dumneavoastră ați avut grijă de noi, elevii, ca o mamă adevărată. Pe atunci când eram neascultători, vedeam greșeli pentru care nouă astăzi evident ne pare rău, dumneavoastră i-ați învățat și i-ați ajutat să le corectăm. Stimați diriginți, iertați-ne pentru toate năzbâtile făcute de noi, pentru absențele nemotivate și poate uneori n-am acordat respectul cuvenit. Însă astăzi stăm în fața dumneavoastră ca să fim recunoscători pentru tot. La sigur, cuvintele noastre de recunoștință nu vă pot întoarce timpul înapoi, dar vrem să știți că oricât de departe nu am fi, lăsăm acasă o bucățică din noi. Școala este o parte a sufletelor noastre și oricât de departe nu am fi, suntem cu voi. Și faptul că ne știți de o clasă cu elevi dragi, noi tot ce putem lăsa sunt doar amintirile. Azi, încă o amintire se adună în buchetul ce-l vom răscoli mereu. E clopoțelul care sună, e ultimul sunet, e ultimul care. Există în lumea asta doi oameni cărora le vom fi mereu datori. Doi oameni frumoși, cu privire caldă și fruntea pătătorită de griji. Doi îngeri ai cărei misiuni divine este să ne îndrepte pe cărele ce duc spre templul omeniei și frumuseții. Pașii unor lăstărași de oameni cu ochi zglobii și zâmbet inocent. Aceștia sunt părinții. Oh, ce frumoși sunt părinții! Părinții mei, părinții tăi, așa frumoși sunt numai sfinții, numai ființa lacrimii. Putem trăi în voie bună și fără aur sau argint, e greu să nu ai un prieten. Străin ești fără de părinți. Noi știm că ei, de dragul nostru, își poartă crucea bucuroși. Viață lungă, dale Doamne, și ține veșnic sănătoși. Dragii noștri părinți, îngerii noștri păzitori, călăuzitorii vieții, dinunțe ce ne-ați dat viață și ne-ați zâmbit cu dragostea voastră. Astăzi timpul e oprit în loc. Astăzi cuvintele de laudă vi le aducem dumneavoastră. Astăzi putem spune că suntem oameni mari, datorită dumneavoastră. Ați zis de noi toate calitățile bune și ne-ați inspirat să mergem mai departe în momentele grele. Scumpi părinți, vor trece ani, vor trece luni, vor trece clipe și iar clipe, însă cu drag ne vom aminti de tot ce ați făcut pentru noi. Sunteți cei mai dragi din viața noastră. Vă mulțumim și vă iubim. Și acum, înainte de a pleca, vrem să facem câteva angajamente care să ne călăuzească calea mai departe. Jurăm că atunci când vom fi departe, să nu uităm niciodată de unde am plecat. Jurăm! Jurăm să rămânem veșnic recunoscători celor care ne-au ajutat în procesul formării personalității noastre. Jurăm! Jurăm că fiecare faptă care o facem, să o facem astfel încât părinții să se mândrească cu noi. Jurăm! Jurăm să nu uităm niciodată visele noastre. Jurăm! Iar în momentul când îți este greu să închei cu cuvinte, cel care îți vine în ajutor este muzica. Poți spune că sunt doar un om, că povestea mea ca toate celelalte. M-am născut, trăiesc și-am să mor și voi fi judecat după fapte. Dar sigur am drumul meu, nu am niciun semn de întrebare. Câteodată e greu să fiu eu, dar nu vreau să fiu un mare care. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uităm în jos. Câteodată, și atunci când nu ne voi pleca, să nu uităm întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uităm în jos. Câteodată, și atunci când nu ne voi pleca, să nu uităm întorc acasă. Să-mi iubesc.
să nu există lucruri. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Semnificativă pentru voi. Trebuie să, în primul rând, trebuie să susțineți cu bine examenul de bacalaureat. Și, în al doilea rând, să alegeți corect profesia. Corect, după placul vostru, după capacitățile voastre. Nu contează ce meserie veți alege în viață. Important, să o faceți de suflet, cu dragoste. Ce ține de alegerea profesiei, corectă a profesiei, cineva a spus, e fericit acel om care merge la serviciu cu bucurie și se întoarce acasă fericit. Eu vă doresc să aveți această bucurie și fericire. Să transformați visul în realitate. Să aveți lumină în suflet. Multă putere și mult curaj vă doresc. Și dacă se va întâmpla că să ieșoați, vă rog să fiți tari, să vă ridicați și să mergeți mai departe. Am încredere în voi, în viitorul vostru bun, pentru că știu cine sunteți și unde mergeți. Astăzi, aici, sunt cei mai frumoși absolvenți din lume. Cei mai bravi elevi. Sunt onorată să fiu dirigenta voastră. Părinții care, copiilor care au venit după 9 clase aici la dumneavoastră, am simțit un sprijin deosebit, o implicare deosebită, o dragoste nemărginită față de copiii noștri, un aport care noi suntem foarte recunoscători. Vă mulțumim din toată inima să fiți răsplătiți, iubiți, cercetați, nu uitați mereu de toți elevii care i-ați crescut, i-ați îndrumat și i-ați așezat pe calea cea dreaptă. Dragi copii, am emoții deosebite. Sunteți așa de frumoși, sunteți așa de dragi nouă, tuturor părinților, odraslele noastre.
cei dragi, eu vă doresc ca să explorați viața, științele, profesiile, să vă bucurați mereu, să fiți mereu cu gândul la ce e bun, să explorați, să cercetați, să cunoașteți, dar să alegeți numai ce e bun, ce e demn. Sfântul Apostol Pavel a spus, toate sunt libere, dar nu toate sunt de folos. Alegeți numai ceea ce vă va fi de folos. Învăltoarea vieții, a patimilor de astăzi, nu le încercați pe toate, că ele sunt de veacuri de acum încercate. Încercați și alegeți numai ceea ce va aduce lumină în voi, dragoste, voie bună, ca când ați ajunge la bătrânețe, să nu vă pară rău de pașii care ați făcut în tinerițe. Vă doresc din toată inima să vă faceți prieteni noi, dar să nu-i uitați, să nu-i trădați pe cei vechi, să vedeți lumea, pământul, țări, dar să nu uitați de casa părintească, de părinți, de neam, de frați, de surori, de colegi, de scumpii voștri pedagogi. Dans ma life, dans ma life, dans ma life.
venit momentul când va răsuna ultimul sunet de clopoțel. Acest sunet de clopoțel este un prilej de bucurie pentru cei din clasa 1-a, a 10-a și a 11-a și este un prilej de nostalgie pentru cei din clasa 9-a, mai puțin, dar este unul deosebit pentru elevii din clasa a 12-a. La bine, la bine! Lasă-mi doar prietenia care, lasă-mi o teamă.